Computerul tomograf este în patrimoniul Spitalului Județean din anul 1998. De atunci, tomograful s-a stricat de zeci de ori, iar spitalul l-a asigurat cu eforturi uriașe bani pentru repararea lui. În acest moment, computerul tomograf al spitalului este din nou stricat. Pacienții sunt trimiși către clinici private din Târgoviște, iar în cazul în care situația medicală o impune, direct la București. În jur de 200 de persoane intră, apelează la sistemul de urgență al spitalului. Din aceste 200, cel puțin jumătate e nevoie să fie internat. Din această 100 de persoane care se internează, dacă e să-i tratăm corect, trebuie să facă investigațiile acestea. Deci, și zilnic, zilnic, 60-70 de persoane suferă sau sunt în așteptarea acestor aparate. Sunt în așteptare, vreau să spun, dacă ei, până la urmă, trebuie să facă niște eforturi bănești, să meargă la București, să facă investigațiile care noi nu le putem face. Pe urmă, trebuie să facă... Trebuie asta să pentru că nu se poate lua o hotărâre. Sigur că da. Hotărârea, cred că este în fiecare și trebuie luată făcând abstracție de absolut orice alt interes. Nu există niciun fel de interes mai presus decât sănătatea fratelui meu, sănătatea mamei, a tatălui, a copiilor. Noul tomograf, precum și un aparat RMN, trebuiau să fie la dispoziția pacienților începând cu 31 decembrie. În contractul pe care îl avem cu constructorul, se stipulează în graficul de execuție ca până la data de 31 decembrie să fie instalat aici, la Spitalul Județean, computerul tomograf, cel nou, pentru că cel vechi, ne-a spus doamna doctor Ionescu, din nou s-a stricat. RMN-ul este pentru prima dată în Dâmbovița, când avem aparatură medicală de asemenea nivel, și să fie gata cele 5 săli de operație. Este posibil însă ca acest termen să fie devansat, CJ Dâmbovița neavând bani pentru plata rapidă a firmelor ce lucrează la spital. Consiliul ar putea aștepta decontările de la Uniunea Europeană, dar acestea durează foarte mult, întârziind termenul de finalizare. Intenția CJD este accesarea unui împrumut gen capital de lucru, pentru ca spitalul să fie gata cu cel puțin un an mai devreme decât ar dura în cazul așteptării deconturilor comunitare. Medicii fac și ei un apel către consilierii județeni pentru a nu mai tergiversa luarea unei decizii. Pe această cale pot spune că facem un apel către toți consilierii județului Dâmbovița să se unească, să facă un efort pentru a termina lucrările în cadrul Spitalului Județean, aceste lucrări care reprezintă inclusiv achiziționarea unui computer tomograf nou, ultraperformant și a unui aparat de rezonanță magnetică, ceea ce județul Dâmbovița nu are de puțin timp, dar în sistem privat. Spitalul Județean n-a avut niciodată.